Pregătirea profesională reprezintă un criteriu esențial când vine vorba de selecția angajaților. Pentru că turismul românesc suferă de un deficit în privința specialiștilor, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Litoral Delta Dunării a semnat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru a sprijini dezvoltarea elevilor. Conform acordului, tinerii vor beneficia de toate condițiile necesare pentru a efectua practică în domeniul turism servicii la cele mai înalte standarde. Începând de astăzi, va face posibil accesul elevilor din unitățile școlare din Județul Constanța, în unitățile de turism din Județul Constanța. Vorbim de hoteluri, vorbim de restaurante, de ce nu? De cluburi de noapte, vorbim de agenții de turism și de unitățile de agrement din domeniul turismului pe litoral. Teoria, da, sună foarte bine, dar în cărți. Practica este cea care se întâmplă, de fapt, în realitate. Preocuparea noastră este de a oferi specialiști bine pregătiți, astfel încât, în momentul contactului cu realitate. Atunci când un absolvent se ridică de pe băncile școlii, se uh, angajează și este uh, are un contract de muncă cu un operator din turism, să poată oferi servicii de calitate. Primii elevi care vor beneficia de practică studiază la liceul Nicolae Dumitrescu din Cumpănă. Proiectul nostru este cuprinzător. Vrem să facem lecții vizită cu cei mici și, bineînțeles, instruia practică cu elevii de liceu pe toate cele trei domenii hotelier, restaurante și mai ales agenții de turism. Prin încheierea contractelor de pregătire, elevii vor avea șansa să aplice toate învățăturile și chiar să fie remarcați și angajați în domeniu. Asta este o mare șansă, ca acești elevi să poată fi remarcați, să poată fi văzuți, să vedem noi cum își dezvoltă ei abilitățile, capacitățile, ceea ce învață, dar și ceea ce au nativ, pentru a vedea dacă noi, în unitățile noastre din turism, putem să-i integrăm și să-i să absolvim, să spunem așa, să-i atragem, de fapt, în, pentru a lucra efectiv. În următoarele luni, peste o mie de elevi din Constanța care studiază specializare turism în servicii vor beneficia de practică în domeniu.